aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Suntem împreună la 15 și 24 de minute și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, începând din aceste momente, pentru că a venit Cătălin pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare! Ai plouă afară? Plouă, nene. Oh, că eu țin cu piese din astea de corazon. Am văzut, așa. Nu știu, o să adormă lumea mașina aici la semafor, mai ales că e coadă lungă la noi. Îmi și închipui că acum le bate cineva la geam. Știi că am făcut asta odată? N-am adormit. Am uitat în telefon? Da. Da, de mult, mulți ani în urmă. Și te-a atenționat? Citeam un e-mail, că... da, știi, noroc că eram pe arteră din asta unde nu era. Aveam ceva din spate și a zis, nu? Ce faceți dumneavoastră? Da, deci stați cu ochii în telefon. Foarte bine ți-a făcut. Foarte bine mi-a făcut, foarte bine. Da. Cătălin și rațiunea zilei, începem chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Impropriu spus, dar să zicem că încep negocierile pentru formarea noului guvern sub conducerea lui Dacian Cioloș. De ce impropriu spus? Pentru că nu știm dacă ele sunt într-adevăr negocieri și dacă or să și ducă la niște rezultate. Domnul Cioloș îi va chema, îi va invita la discuții pe liderii PNL și UDMR, cei cu care și-ar dori să facă această alianță. Nu știu dacă se vor purta discuții cu PSD și AUR, acestea s-au și exprimat împotrivă deocamdată. Ei ce vor, alegeri anticipate? Alegeri anticipate și-ar dori. Sigur că PSD-ul e într-o poziție favorabilă și... tot spune că își dorește alegeri anticipate. Nu e ca și cum ar putea să le și provoace, pentru că acesta este un instrument pe care îl are președintele și președintele va face cam tot ce e posibil să nu ducă PNL-ul într-o situație limită. De altfel, cred că și deputații PNL au această problemă. Gândește-te că în cazul unor alegeri anticipate, cred că jumătate dintre ei nu intră în Parlament. Lucrurile sunt fluide, cum s-ar spune în politică, adică nu există o chestiune clară în acest moment. Nu este exclus niciun scenariu din cele existente pe masă. Asta însemnând așa că domnul Dacian Cioloș ar putea să-și depună mandatul dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere cu oamenii ăștia, adică nici să se prezinte la Parlament. Există și varianta de a se merge cu un guvern minoritar dacă iarăși nu se înțeleg, adică un guvern minoritar însemnând un guvern USR în situația aceasta, dar nu excludeți nici varianta în care ar putea să fie până la urmă sprijinit de PNL sau să se ajungă la numirea unui alt guvern, fie cu domnul Cîțu, fie cu altcineva. Dacian Cioloș având experiență în sensul ăsta, adică trăim așa o senzație de deja vu. Nu mai știu care era situația în Parlament la primul mandat. Fenomenul din societate era însă altul. Impactul asupra societății era altul. De ce? Dacian Cioloș venea atunci și era sprijinit de toate forțele politice după tragedia de la Colectiv. Da? Și în momentul respectiv nici o forță politică, văzând valul de manifestații din stradă, nu a vrut să se pună de-a curmezișul. Și a zis, domne, vine un reformator, ține un an de zile guvernul, vor fi niște alegeri și așa mai departe. Aici toată lumea se opune. Și de asta domnul Cioloș are mai puține șanse data asta decât data trecută. Știu că a purtat o convorbire cu domnul Cîțu, da? La telefon. Domnul Cîțu i-a zis doar că, mă rog, așteptăm decizia partidului. Există o întâlnire la PNL acum și una mai diseară cu conducerea PNL. Vedem cu ce mandat se va pleca de acolo. E cam ciudat pentru PNL așa, dacă stai să te gândești obiectiv. Bă, ce facem? Luăm pe Cîțu, care e premier, și îl dăm jos acum și ne ducem să fim sub Cioloș? Vom vedea cu ce răspuns vin ei în situația asta. Dar de la ce a pornit totul? Ne mai aducem aminte care a fost războiul cânteia, de 100 de ani. Războiul... Și a declanșat criza asta până la urmă. În realitate nu știm. Deci, în realitate, o să rămână unul dintre marile mistere politice, pentru că, hai să zicem, Vlad Voiculescu atunci a fost prima supărare. S-a trecut peste. După care a fost povestea cu Stelian Ion, care semna, nu semna planul ăla cu banii la primar. Dar nici măcar asta, pentru că în seara aia domnul Cîțu i-a dat un ultimatum lui Stelian Ion și i-a zis, prietene, dacă până la 12 noaptea nu te conformezi, te dau afară. L-a dat afară la 8:30, adică nici măcar ultimatumul. Și nu are niciun sens ce s-a întâmplat acolo. Adică nu știm de ce președintele Iohannis și premierul Cîțu au rupt în două această coaliție de guvernare. Nu există o explicație logică.
poți să stai să vezi mai mult. Adică a vrut să-l dea afară pe Ludovic Orban de la șefia partidului. Bun, dar pare cam mică miză. Au vrut să-l dea, să scoată USR-ul de la guvernare, să fie de unii singuri. Dar, iarăși, pare așa, de ce să faci chestiunea asta când oricum tu controlezi mai toate piesele? Deranjul fiind foarte mare. Deranjul fiind mult mai mare decât era estimat. În condițiile astea, nu știm exact ce o să se întâmple, adică e un pariu foarte mare. Așteptăm. Mai există așa niște zvonuri că PSD și PNL ar sta de vorbă, da? Ar studia ambele eventualitatea unui guvern minoritar. Și asta e, și asta e o presupunere. Deci văzând și făcând, cel mai așteptat lucru este de fapt asta, ședința de la PNL, care ne va da un indiciu. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM.